Doamnelor și domnilor, cu așa a început, sigur o să o votați pe Rona Hardner, care împreună cu Johnny Romano, făcoți după Macara, așa, că noi suntem pe șantier aici la Macara, Johnny Romano împreună cu Rona Hardner, un duet absolut senzațional, bine v-am găsit, pe Exclusiv Chef cu Cristi Brancu, intrați acum și votați, pentru că vor găti, ce vor găti? Iasa cu pui, mâncare africană. Iasa? Iasa. Ce înseamnă iasa? Iasa, asta e numele ei, este o mâncare africană cu un sos de muștar, și cu puișor, cu chestii foarte bune, așa, cu foarte te rog multă frumos, ceapă. Facem cu așa. Bine, rămâi la sfârșit. Stai așa, deci, spune-mi exact ce pui în ele, pentru că poate doamnele acasă vor să iesuiască și ele o țără așa. Deci... Așa, deci în primul rând pui, pe urmă trebuie să fie sos de muștar care este peste, foarte multă ceapă, 5-6 cepe făcute așa, revenite, nu știu, un pic așa, după care faci un orez, ori alb, ori sosul de la pui, îl pui în orez și faci un mini pilaf, dar trebuie să fie totuși nu foarte, foarte, foarte moale. Și pui asta deasupra, un pui, un sos de muștar cu ceapă și cu ardei iute, oh my God, e prea bun. Johnny, ai mâncat vreodată de mâna ei? Nu, nu. Dumnezeu cu mila, acum o să vedem ce ni se întâmplă. Și am înțeles și eu. Tu și așine votul rupt totul. Da, după cum se știe, Rona este absolut senzațională. Nici n-a început găteala și deja mă văd în fum. Hai să luăm publicitate. Dăm drumul la treabă, ne cântă și Johnny imediat. O să fie bine, scăpăm și azi. Johnny Romano, care nu se pricepe numai la muzică, dar și la găsit ce faci, Rona, acolo. Să ți se strice rețeta de la ce a făcut. Așa, deci... Deci, mie ceapa, te rog frumos. După cum vedeți, doamnelor și domnilor, Rona a intrat în viteză, se scoacă panele, se pun la treabă. Ați înțeles care este rețeta? Iasa de pui, by Rona Hardner și Johnny Romano. Vă rugăm să îi votați pe Facebook la Exclusiv cu Cristi Brancu, orezul sfârâie. Toate bune, ești bine? Da. Rona? Da. Ești bine? Toate bune? Toate bune și frumoase, minunate, hopa, numai bună de măritat, doamnelor și domnilor, Rona Hardner. Am și uitat că sunt la emisiune, mă lasem aici, serios, mă mâncare, nu mai mă interesa. Da, uitați-se de emisiune, din seria Bubulina Gospodina, ne întoarcem imediat la ei. Nu dezbrăcatul Codruț, care diseară, de la ora 20, staie pamblica, cum se spune, pe la noi în popor. Începem un nou sezon de cărcoteală. Foarte bine, foarte bine. Uite, de exemplu, dacă vreți la un moment dat, repet, să renovați, o să învățați după noi, după ce... Îmi place, Rona, ai făcut foarte frumos. A dispărut aici, sub bancul ăla de gătit și am zis că s-a întâmplat ceva. Voi când gătiți sunteți foarte... Ia uite-o, bă, cum se șterge de transpirație ca o eroină. Ce ați făcut până acum? E gata mâncarea. Aproape. E gata, uite, avem aici jurizare serioasă. Putem să jurizăm, da? Codruț e profesionist. Da, Rona... Jurizare, păi trebuia de la început, ce jurizare? Miroase foarte bine. Am o chestie foarte tare, apropo de treaba cu gătitul, la Șervan acasă, făceam un pilot pentru o emisiune de gătit. Și am vrut să flambez niște banane, i-am cerut coniac, dar avea coniac, mi-a dat pălincă și când a bubuit, zice, și hota... Deci când despre hota să nu ne mai facem probleme. Mare, maestru, vai, da. Bucătărie. Vreau să spun că și mie mi-a gătit la un moment dat o vită. A băut 2 litri de apă, nu, 2 găleți de apă sărat, dută. Zis, vai. Și puțină sare, a făcut așa. Așa, ca un artist. Și mie mi-a fost rău o săptămână. E pasiune. Dar important e că e pasionat și că gătește cu multă dragoste. Eu promit. E un început promițător. E adevărat. Vreți să ne spuneți cum ați terminat? Uite să vă spună Cătălin. Eu am înțeles că voi să jurați de fapt că vreți să mâncați mâncarea noastră, am înțeles. Deci asta e jurizare. Vă mâncăm mâncarea. Eu am venit sigură cu scuterul, mai bine nu, că nu știu ce toaletă găsesc în zonă. E cam departe toaleta, nu m-aș băga. Mai vii cu drag. Da. Doamnelor și domnilor, votați-o pe, după care trec la invitații noștri, votați-o pe Rona împreună cu Johnny, a gătit o nebunie care acolo. Africană. La ce să ne votez? Ia uite ce e acolo. Din Senegal. Iasa de pui. Din Senegal. Iasa de pui. Imediat după ce discut cu ei, să spui exact ce ai pus. Votați-o pe pagina noastră de Facebook ca să intre în finala Exclusiv Chef. Prin urmare, da. Pui cu sos de muștar, practic, cu ceapă și sos de muștar. Așa a devenit. Este, uite-te la camera. E o mâncare țărănească din Senegal. Așa, cum sunt țăranii din Senegal. Se mănâncă cu mâna, da. Se ia fiecare câte o bucățică. Nu e foarte multă carne, deci foarte multă legumă. În cazul lor, au legumă de sărăcie, doar ceapă. Așa că este o mâncare săracă, are orez, ceapă, muștar și un pic
pic de pui. Foarte, nu, aici este opulență de pui, de obicei sunt două bucăți doar. Mi se pare normal. Da. Ajunge la un cartier puiul ăla, exact, nu? Exact. Ideea de obicei foarte, și așa că asta a fost făcut. Am făcut să revină un pic puiul, să se prăjească un pic, cu un pic de vegeta deasupra, cu un pic de așa, după care am adăugat ceapa să se năbușe. Cu puiul am adăugat un pic de apă ca să nu rămână doar grăsimea aia așa. Și deci și-a făcut puiul, a dat gust la ceapă. Și când era ceapa încă crocantă, am pus muștar. O jumătate de borcan, un trei sferturi, nici o jumătate de borcan. După feeling, tot muștarul pe care l-am avut. La feeling. Între timp am făcut am făcut un ardei iute, un sos iute cu mult coriandru. Și pe urmă pui în sos o picătură de lămâie, o picătură. Și deasupra un pic de chestii, cimbrișor, ce vrei tu, după gust. Dragă, senzațional. Johnny, te bagi, guști? Da, gust, 100%, gust, da. Haide. Păi am vorbit tu și acum, am povestit până acum ce a făcut. Vă arăt cum se mănâncă cu mâna? Da. Hai, Johnny, bagă cu mâna. Perona și pe Johnny îi vedeți într-un celebru show de Transformări sâmbătă. Ia să vedem, ia. Dar povestit ce a făcut și de cât eu am făcut mâncarea asta, mai mult eu. Eu uite-mă cum se mănâncă cu mâna. Deci așa frige, se mănâncă frige, pizza, frige. Așa trebuie să faci, da. Acum știi și dacă frige. Cu stânga. Cum adică nu? Cu dreapta? Păi și nu înțeleg. Dacă ai pus cu stânga, nu știu. Și mănânci așa și faci bulete mici? Doamnelor și domnilor, Senegal pământ românesc. Se mănâncă foarte bine. Nu era deloc, da. Auziți? Poftă bună! Mulțumim foarte mult, vă rugăm să-i votați. Poftă bună! Noi nu vă mai deranjăm, ne întoarcem după pauză cu ați invitați. Ioana, să rămână, maestre, mulțumim succes. Mult de invitație, uitați-vă mulțumim. De la 8 la Prima TV.